Noi ne străduim să facem bine, dar vreau să menționez faptul că noi suntem încă la executarea pe partea de cheltuielilor, este cam în minus suntem, de ce? Că avem un proiect mare, lucrări la strada Voițhovski. Este un proiect mare, circa de 13 milioane de lei. Prima etapă a fost făcută anul precedent la 3 milioane 800 și anul acesta a rămas să executăm 8 milioane 560 de mii. Până la moment suntem la executare undeva la 75%. Urmează într-o lună să finisăm drumul acesta, deoarece la anul noi nu putem trece cu soldurile careva. Asta este o problemă majoră, dar sperăm că până în luna noiembrie vor fi finisate lucrările, deoarece așa ne-a promis agentul economic. În cui a fost o problemă la grădinița 5. Aici tot a fost câștigat un proiect pentru renovarea acoperișului și cam târziu s-au început lucrările. Târziu s-a revedere față de contractul încheiat. Contractul a fost încheiat în luna aprilie, dar până la moment încă nu suntem la executare la 100%. Tenderul, suma planificată a fost 1.773.000. Este transfer capitale primite cu destinații speciale de la guvern. Dar în urma licitației, tenderul a fost de 1.231.000. Riese dintre aceia 476.000 sunt economisite care vor fi returnate înapoi la bugetul de stat. În rest, mari devieri nu sunt. Sunt probleme totuși cu achitarea impozitelor de la persoane fizice, care sunt plecați peste hotare, care nu sunt la fața locului la ziua de azi și termenul de achitare deja este trecut, deoarece legea a fost modificată și nu rămâne până în 15 octombrie, cum au fost anii precedenți. Sunt aici, luând în considerație că nu se permite să dăm citiri, numele și putem vorbi numai de stradă și dacă facem o analiză, vedem că majoritatea din locațiuni sunt care sunt dealul Sorocei, așa să zicem. Salarizarea se achită la timp, aici reținere la moment nu avem, probleme cu aceasta nu este. Am planificat o vânzare de terenuri la 1 milion de lei, cu părere de rău, licitațiile nu au fost așa de bine cum noi am calculat și am așteptat. Până la moment sunt executate 38.000 lei, dar trebuie și 1 milion, aici avem un minus. În rest, sperăm că până la finele anului noi să executăm tot ce a fost planificat. Și poate va fi executate veniturile și cu supra plusuri, ca noi să putem mai adăuga până la finele anului careva sume de gestionare. La executarea bugetului, pe prima jumătate a anului, noi putem menționa că la partea de venituri este executat la 56.730.300 lei. La partea de cheltuieli de casă, sunt în sumă executate 43.481.000 întreg și 8.000 lei. La partea reală, 38.080.500 lei. Aici, mai departe, în raport se vede cum sunt executate anumite impozite în parte. Fiecare impozit pe venit este executat la nivel de 59,9% față de planul aprobat. La impozit de venit de la persoane fizice declarat și achitat este executat la nivel de 51,8%. La impozit de venit din comerțul este executat la 65,4%. Aici se are în vedere oamenii și care au trecut de la patentă la întreprindere individuală. Suma, clar, lucru este mică, dar este un început. La impozit de la persoane fizice în domeniul transportului rutier, în regim de taxi, este executat la nivel de 30%. Aici și socotim o diminuare la circa 20%.
impozit pe venit aferent de operațiuni de predare și posesie a folosinței proprietate imobiliare este executat la 76%. Este executarea în procentaj, este un nivel mare, dar suma care ne vine este nu așa esențială pentru bugetul nostru. Și mai departe putem să menționăm că mai multe impozite sunt executate la jumătate de an. Au rămas execute impozite cele care sunt planificate anual să fie executate, așa cum este impozit calculat de la întreprinzători. Ei calculează până la luna noiembrie. De aceea și executarea este cam slabă, să vorbim. La partea de transferuri este executat de la guvern de stat în sume conform criteriilor planificate. Au fost și majorate pe parcursul anului transferurile, aceea legat la transferuri de destinație specială pentru instituții timpurii. Aici au intrat în calcul acelea 1300 care se datorează la salariile lucrătorilor din sfera învățământului.